apropo de chestia asta cu ce e ok și nu e ok de citit copiilor, este o știre care este foarte în vogă acum. Asta e cea mai tare din săptămâna asta. Profesoara americană care a fost forțată să demisioneze după ce le-a arătat elevilor o fotografie cu David al lui Michelangelo a primit invitație la Florența. Uite-l și pe David, v-am arătat și noi o fotografie cu el. Nu uitați să ne cancelați cât mai repede. O profesoară din statul american Florida, care a fost obligată să demisioneze după ce le-a prezentat elevilor săi o imagine a sculpturii David, realizată de artistul renascentist Michelangelo, a primit invitația de a vizita Florența, orașul italian care găzduiește celebra operă de artă. Pe mine m-a interesat de fapt altă știre, cum a fost anulată. Deci tipa asta... Băi, ce se întâmplă în America? Nu ai senzația la what the fuck is wrong there? Adică vin una după alta. Cred că democrații și republicanii, din cauza internetului, asta e o teoria mea din cap acum, nu am niciun fel de studiu pe care să o bazez, cred că s-au îndepărtat unul de altul așa de tare că nu mai pot comunica și asta intră la categoria un republican a făcut gură. Nu, fii atent, era o școală, că am citit mai mult pe temă, era o școală creștină, de profil creștin. Ah, ok. Răspunde deja la multe chestii, nu că am ceva cu creștin, Doamne ferește, dar când se duce în fanatism, evident că ai reacții de genul ăsta. Da. Și părinții au asta era și directoare, am senzația. Da, da. Directoarea școlii. Da. Băi, da, mi-a stat fața în loc când am văzut știrea, e la nivelul idiocrasiei. Da. Că nu... N-ai cum, când momentul și se face chestia asta de foarte mult și cancel culture-ul, tocmai de asta mă enervează foarte tare, când vin să canceleze, mai ales când vin pe zona de artă, pe cărți, nu cancela cărți. Pentru că alea reprezintă adevărul de atunci, so shut the fuck up, nu trebuie să fie adevărul nostru de acum, sub nicio formă, știi? Adică am avut discuții despre interzicerea lui Nabucov pe pedofilie, pe Lolita, bă, stai un pic, e o capodoperă literară. Da, e minunată. La fel e și pe faza cu statuia lui David, al lui Michelangelo. Cum poți să pui așa ceva la pornografie decât dacă ai retard, adică n-ai cum. Da, arta e artă. Două lucruri despre asta. Dacă tu zici că e o... Da, și unde e pornografia, scuze. Da, că nu e niciun fel de... I se vede... Na. Da. Băi, dacă avea pula sculată, atunci măcar, știi, să stea erect așa, atunci poate aș fi zis, nu știu. Două lucruri despre chestia asta. Biserica, dacă zici că e o școală creștină, a mai trecut printr-o etapă de genul ăsta și credeam că am depășit-o acum... Nu, văd că revine grav. În secolul V erau ofensați. După ce împăratul Constantin ajunge la putere și face creștinism religie oficială în Imperiul Roman, devin toți oripilați de statuile romane, sfarmă cu ciocanele mâinile, sânii, îngroapă aceste statui. Apoi vine un alt papă, câteva secole mai târziu, cred, nu știu sigur, n-am verificat, care spune să punem o scoică acolo. Da, să punem o scoică, o frunză, o chestie de asta, știi? Și inclusiv pe sfârcurile statuilor feminine. Da. Ca să nu mai sfarme și să nu mai arunce statuile, le acoperă în felul ăsta. E același rahat de acum 1000 de ani, într-o formă nouă, într-o școală din 2000. Dar mi se pare absolut ridicol. Da. Și apoi mai e și rușinea asta. De ce să-ți fie frică? De ce să-ți fie rușine? Ce e pornografic? Ce e rușinos? Ce nu e ok la corpul uman gol? Am senzația că... Discuția și cu asta, cu educația sexuală, aceeași... Da. Nu, Doamne, să nu afle! Ce să nu afle? Ce să nu afle? Adică... Băi, până unde putem să mergem cu demența asta, știi? Ce e așa de rușinos? Care e faza? Cred că pe mine mă enervează puțin personal treaba asta, pentru că și eu am fost crescut de bunica mea și... Ea avea niște valori mai conservatoare și mai... Și eu, mie mi-a luat ceva timp, ani de zile, să depășesc rușinile astea pe care le-am căpătat de la ea. Mi-era rușine de cum arăt, mi-era rușine de, mi-era rușine să văd corpul gol, să, știi? Da. Mi se părea că e ceva, nu se face, nu e demn. Ia, ce zice lumea? Am citit articolul că a fost dat afară și că le-a arătat copiilor o statuie nud. Păi asta, David de Michelangelo. Păi, da, e...
Să nu uităm că SUA e o țară cu trecut puritanist în care nuditatea și sexualitatea erau lucruri interzise să fie ilustrate public. Da. Băi, și ei, și gândește-te că l-au... Tot timpul când aud că America cea mai liberă țară, mă bufnește râsul. Gândește că oamenii ăștia l-au expulzat pe Henry Miller și l-au considerat pornografic. Da, da. Care, dita, e un dintre scriitorii mei preferați all the way. Sau l-au expulzat pe Charlie Chaplin, că l-au considerat de stânga, că făcea... Da? Da, bă, nu știi că el a trăit în Elveția, mă, l-au dat afară din state. Hm. M-a plecat pe vapor, că făcea chestiile alea... Bine, dar știi că ești un pic nedrept, că Henry Miller scrie în anii 40, parcă, nu? 40, 50, 60. Da, mă, dar erau de atunci, știi? Da, da, pe vremea aia noi... Lasă noi, că de America vorbeam. Da, da. Noi suntem departe. Dar nu, dar tu vorbești de America de atunci, ca și cum a făcut-o acum, știi? Dar respectă. În situație. Uite, de exemplu, respectă chestia asta. După aia ajungem până la Ginsberg cu procesul pe volumul lui Howl. Uh-huh. E un film super exact pe proces. Au banat cartea, au cenzurat-o că e vorbea de droguri, sex, bă, au roundat, are niște scene, dar sunt foarte tare. Howl e... Și e o chestie care merge și revine, merge și revine, merge și revine tot timpul în societatea americană. Da. De la Elvis, că cânta muzică de negri, câte probleme a avut. Uite ce comentariu simpatic. Charlie Chaplin, omul de stânga cu mustață de dreapta. Da. Era mania anticomunistă din anii 50. Până când nu ne asumăm să ne pișăm pe orice religie și să trăim în ipocrizie, vom avea astfel de exemple și nu doar în state. Mă rog, n-aș fi așa de dur, dar... Da, nu știu ce să zic. Religia înseamnă mult pentru societatea de acum. Da. Și nu trebuie să o... Și inclusiv istoric, când o analizezi, ai foarte multe de învățat. Problema e când se intră în aceste... Că astea sunt exagerări. Da. Adică, hai să luăm creștinismul la bază. Nu... Nu are nicio legătură cu așa ceva, că nu... Mă rog, hai să discutăm, că eu sunt așa de pornit pe chestia și asta. Și eu sunt pornit, dar... Da. Creștinismul la bază nu e o religie a iubirii, e... A, nu, e cea mai odioasă, istoricește de vorbim, cred că au umplut de sânge. Da. Cum nu au distrus multe. În 50 de ani celelalte religii din Imperiul Roman. N-a mai trăit nimica. Au... Da. Filmul Agora. Da. Ai văzut? Cu tipa aia matematiciancă și ea veneau cu creștinismul și da, ce mișto. Da, da. Și biblioteca aia... Ce bibliotecă? Că nu era biblioteca din Alexandria, era nu, alta. Nu, era alta, dar... Tot faimoasă. Da, îmi scap acum. Da. Până când nu ne... Așa. E natura umană. Biserica ar trebui să înțeleagă că nu e așa de rău. De exemplu, să citești o carte despre vrăjitori. Ar trebui, dar uite că biserica, mie mi se pare că la noi în țară, participă activ la... Da, la noi are o problemă. Pe mine mă irită tare borul ăsta. Eu nu înțeleg cum dracu în 2023, într-o țară europeană, cum suntem noi, nu? N-are voie orice om să se căsătorească cu orice om și să aibă aceleași drepturi, că se bagă coaliția pentru familie în combinația lor. Sau... Mi se pare rușinos, înapoiat... Băi, să nu se căsătorească religios. Religios, înțeleg, e treaba lor, că e treaba cultului tău. Dar nici nu contează religios. Religios e doar o povestioară, cântă unul un cântecel. Dar e vorba de drepturile alea, să te duci la primărie, să poți să faci un credit comun, să poți să lași moștenire, lucrurile... Deci, lupta asta pe educație sexuală, asta m-a înfuriat. Când tu în țara asta ai cele mai multe cazuri de minore însărcinate. Bă, tu ești cretin, cum să fii împotriva educației sexuale? Ce înveți acolo? Că... Cel puțin la nivel politic, mi se pare că biserica la noi în țară are foarte mare influență încă. Și participă în mod activ la a face rău. Pur și simplu nu are... Da. Biserica acum otrăvește societatea într-un fel sinistru care pe mine mă enervează.